Bine ați venit peștilor la etalarea voastră pentru luna ianuarie, pentru ascendent luna soare în pești. Nu uitați că sunt etalari generale. Prima etalare vor decide cărțile. Veți avea două etalari, de fapt. Aceste etalări, una pentru finanțe și una pentru relații. Cea de-a treia va fi numai din cărțile oracol pentru a întreba ce este cu voi, ce se întâmplă cu voi luna aceasta. Și haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Ok, deci începem cu prințul de cupe și regele de bute. Intrăm direct în subiect, aici mergem direct pe relații. Wow, soarele, foarte frumos pentru voi! Peștii strălucesc în succes! Ce să iau mai întâi, să iau relație sau bani? Pentru că, de fapt, este extraordinar de frumos aici. Pur și simplu străluciți. Iar cu prințul și regele, cu siguranță intră cineva în viața voastră. E un succes! Ce am pentru voi? Patru de cupe. De deci ce în muncă să știți că excelați în bani, de fapt, pentru că aveți un succes mare aici. Trei de cupe, finanțe, abundență, asul de bute, noi proiecte, ceva la care vă gândiți să faceți, posibil pentru unii dintre voi să fie o comercializare online, foarte multă informație. Temperanția iarăși are loc săgetătorul deja vă faceți planuri unde va fi făcut acea reclamă, să zicem. Vă este puțin teamă, dar lăsați la o parte acest lucru. Oh, iar aici să știți că veți câștiga de pe seama unor taxe. Sau mai bine zis, nu veți fi supuși unor taxe. Frumos! Prințul de monede. Așteptați un răspuns la ceea ce veți face și, într-adevăr, asta este. Deci, vine puțin cam greu răspunsul respectiv, dar să știți că... Veți fi scutiți de niște taxe. 4 de bute. Luați o decizie. Decizia respectivă este în funcție de planurile pe care voi le aveți aici, financiar. Soarele. Diavolul. Descoperiți ceva. Atunci când am această energie, descoperiți ceva care uh, va aduce reușită. E un fel de a crede în tine și te a spune eu voi fi pe primul loc, regele acesta de bute. Justiția. 10 de bute se încheie un capitol în care ai lucrat foarte mult sau lucrezi foarte mult printr-un câștig. 3 de monede de cupe, 10 de cupe. Aici se încheie ceva care a fost greu, iar aici 10 la acesta de cupe vă aduce satisfacție emoțională. E normal să fii fericit atunci când vezi că ai și satisfacție financiară. Regele de bute. 4 de cupe. Vă gândiți la o persoană anume, dar nu faceți nimic în principal. Asul de bute. 7 de bute. Pentru că încă nu sunteți pregătiți. 8 de spade, 6 de bâte. Succes. Cu siguranță veți avea succes. În finanțe sunteți primii. Iar aici aveți și ceva creativ. Fie este ceva creativ, fie în momentul în care începeți să aveți succes, sunteți bine văzuți și apare cineva în viața voastră. De ce? Am prințul acesta de cupe, iar aici am asul de cupe. Vine cu, cu o energie mai, mai înceată. Dar, de fapt, este ceea ce vă doriți voi. Deci, cu siguranță, voi aveți un succes extraordinar în, la locul de muncă sau în ceea ce întreprindeți, ceea ce vreți voi să faceți. V-a intrat o idee în cap? așa încăpățânare din aia, exact cartea deavolului în capricornului pe care voi doriți să o faceți și doriți și într-adevăr veți avea succes. Soarele și herofantul, posibil încă o dată să aveți o scutire de taxe de la stat. Soarele este guvernul. Iar pentru unii dintre voi, posibil ca această energie să fie și undeva în afară. Pentru că patru de bâtea are de-a face și cu exteriorul. Haideți să vedem atunci în relație ce avem pentru voi. Ce avem în relație pentru voi? wow, nu, de cupe, atrageți ceea ce doriți împărăteasa, sunteți văzuți ca împărăteasă respectați, grație, frumoși. wow, încă o dată prințul de cupe spre voi prințesa de monede o persoană independentă regele de asul de monede Aici aveți un 3 de spade. Cândva, cândva ați avut o decepție. Nu se repet acum, ci pur și simplu va trebui voi să închideți acel subiect pentru a da voie să începeți un nou ciclu în viața voastră. Asta vreau să-mi spun aici. Vedeți 9 de spade. Oare este persoana respectivă pentru mine? Da, marea preotă asta spune și aveți încredere în intuitivitatea voastră. Asul de cupe este persoana respectivă. Asta nu înseamnă că dacă ați suferit cândva, înseamnă că se repetă același lucru. Și încă o dată, posibil pentru unii dintre voi să aveți impresia că intră cineva în viața voastră numai și numai pentru banii voștri. Nu. Dați la o parte această idee pentru că intuiția vă spune că aici este o iubire adevărată, regina de cupe, cu asul acesta. Vi se oferă ceva frumos. Vestea respectivă vine într-adevăr de la o persoană care vă respectă. Da, sunteți independenți financiar. Dar în același moment aveți 2 de 9. Aveți un suflet extraordinar de bun. Nu, aveți un 9 și aveți prințesa de monede. 9 de cupe, 8 de cupe. Vedeți, trebuie să plecați dintr-o situație toxică care de fapt este în mintea voastră. Împărătasa, justiția și să echilibrați aceste energii pe care voi le aveți. Pentru că aici este ceva karmic. Cineva vine în viața voastră pentru că aveți ceva împreună. Prințul de cupe. Trei de monede. poate fi de la locul de muncă sau cineva cu care, într-adevăr, aveți un parteneriat. Prințesa de monede. Aveți succes. La bani aveți succes. Sunteți foarte norocoși. Treiul acesta de spade. Vedeți, este trădarea, felul de cum vă simțiți. Asul de Monede, din partea unei alte persoane, care, de fapt, ați dat-o la o parte și deja e plecată din viața voastră. Lumea. Marea preutasă de două ori din Arcana major Asta înseamnă că aveți o, extra, o intuiție extraordinară. Este ca și cum știți că este scris pentru voi acest lucru. Nouă de săbii. Dar în același moment știți că tot ce se întâmplă este în mintea voastră și că în realitate, de fapt, este cu totul altceva. Marea Preotasă, trei de cupe și că, de fapt, în realitate, acest trei de cupe știți că aveți posibilitatea să fiți cu această persoană, aveți posibilitatea să oferiți mai mult. Regina de cupe. Vedeți, în realitate, da. Sau, dacă vă este teamă că cineva încearcă să intre în viața voastră ca a treia persoană, intuiția vă spune că vă puteți feri de acel ceva și că, într-adevăr, persoana care este lângă voi va alege pe voi. De ce? Pentru că aici mă îngustă. Și mă îngusta de la o parte orice dușman și orice șarpe. De orice gen ar fi. Și aveți asul de cupe. Care? Uitați și voi cum se termină. <laughs> pentru voi aici este căsătorie. Cei care doriți să vă căsătoriți. Combinația aceasta este pentru totdeauna iar justiția și împărătea sa este menit să fiți împreună. Karmic. Totul se întâmplă cu un scop. Foarte frumoasă e talarea voastră. Foarte frumoasă peștilor. Haideți să vedem ce avem. Să le desfacem. Ce avem din oracol. Dar cu această mare preota să aveți strategii multe. Și cu siguranță știți și simțiți orice. Uitați ce aveți de la Univers. Asta aveți. Romantism. Fiți deschiși. Release your ex. <laughs> Treiul acela de spade. Lăsați-l să plece din gândurile voastre cu noul acesta de spade. Pentru că nu își are locul. De ce? Atunci... Fiți atenți aici, în momentul în care lăsați să plece acea energie, atunci chiar dacă tu îți cauți acum sufletul pereche, îl chemi. Cei care sunteți pe vlog știți ce se întâmplă la Venus în fiecare vineri puteți să mergeți să revedeți și să revedeți videoclipurile respective. Și încă ceva, acum mi-am adus aminte, dar vă voi pune pe comunitate. Mulți dintre voi încercați să intrați de pe telefon. Nu lucrează foarte bine de pe telefon, pentru că este un site foarte bine pus la punct. Și nu aveți capacitatea să tipăriți în același moment și PDF-urile pe care, documentele pe care le aveți înăuntru. Deci uitați ce aveți dacă dați acea energie la o parte. Suflet, pereche. Ceea ce <coughs> meritați. Aștept mesajele voastre. La revedere și numai bine!